Anual, pe 20 iulie, în calendarul creștin-ortodox, este marcată sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, considerat în credința populară făcător de minuni și aducător de ploi. Ca în fiecare an, la biserica ce-i poartă numele din cartierul Nicolae Bălcescu, au fost oficiate slujbe menite să cinstească și să marcheze această mare sărbătoare. Cu această ocazie a fost inaugurat și sfințit și un monument dedicat eroilor patriei. Cel ce prin nespusă ta iubire de oameni ne vedește pe noi experiențe și ne vedem și la vitețile moștenitori același prea sfânt dar și har. Ca și noi de asemenea să legăm, să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău, însă spre Bunul Împărat, prin mine experiențe și ne vedem cu poporul tău, iată, la birotece sau pomeni cruce, a și ca niște oameni în această viață. Memoria liturgică ne pune astăzi, ne aduce spre pomenire pe unul dintre cei mai importanți profeți ai Vechiului Testament, pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Dacă ar fi să definim personalitatea acestui Sfânt Profet, dacă am face un brainstorming, nu ar trebui decât să spunem un singur cuvânt și anume foc. A avut o viață de foc, plină de râvnă, a propovăduit autenticitatea credinței în Dumnezeu cel viu, a apărat dreapta credință. Aseară, sub razele mânghierii blânde a înserării, sub protia părintelui vicar Pimen Costea, ne-am străduit să urcăm în carul virtuților pentru a coborâ focul Duhului Sfânt în inimile noastre. De la Sfântul Profet Ilie învățăm că Dumnezeu nu se descoperă omului în gălăgia și în rumoarea patimilor, ci într-o inimă curată, plină de liniște și pace. Anul acesta a fost o sărbătoare deosebită, am avut un sobor numeros de preoți la vecernia hramului. A doua zi am săvârșit Sfânta și Dumnezeiască Liturghie și slujba Parastasului pentru eroii și pentru cei adormiți care odihnesc în cimitirul acesta. Am sfințit la sfârșitul Sfintei Liturghii și un monument care a fost restaurat prin contribuția consilierului parohial Relu Ioan Tomescu, iar la urmă a urmat celebra agapă creștină, la care au asistat atât enoriașii cât și credincioși veniți de departe. Mulțumim tuturor celor care s-au ostenit cu organizarea acestui hram, enoriașilor parohiei Sfântului Proroc Ilie. La biserica din cartierul Bălcescu de Sfântul Ilie se oficiază anual slujbe importante la care enoriașii participă cu drag. În România, sărbătoarea de Sfântul Ilie este una importantă, mulți români celebrându-și onomastica. Sărbătoarea prorocului Ilie Tezviteanul este și ziua aviației române, acest sfânt fiind considerat, începând din anul 1913, ocrotitorul și patronul aviatorilor.